Astăzi reacționăm la evoluția lui Godzilla din 1950 până în 2023. Ia vedeți aici, fraților, asta este prima Godzilla care a existat vreodată, din 1954 și avea 50 de metri. Check this. Mai departe, o avem pe Godzilla Showa, care a fost din 1955 până în 1975 și avea tot 50 de metri. Bro, sunt curios cât de sus se duce graficul ăsta. Oare o să aibă 1000 de metri, 2000 de metri? Ok, nu, bă, un kilometru ca... Un kilometru ca mult fie, bărbat, rău, zice vreo 300 de metri, bro. Gen, astea sunt din filme. 1967, bă, bă, ăsta e, bă! 1967, bă, ce s-a întâmplat? Vedeți ce vă și eu, bă, bă, asta e mai mică decât cealaltă, bro, ce e asta? Ne batem joc? Se pare că își bagi joc, băieții, de Godzilla. 1967, ok. Ia, așa, aia da, aia da. 1970 și 1970, asta da, bro. Hai. Ia, vedeți asta, fraților! 80 de metri, mamă, Godzilla din 1984. Bă, mi se par foarte interesante videoclipurile astea. De ce, fraților? Pentru că Godzilla, da, deci în filmele în care apare, fraților, nu se zice ce înălțime are, însă oamenii care s-au uitat la filme au analizat locurile unde s-a bătut Godzilla și în funcție de cât de înalte sunt clădirile alea se pune și, da, se pune și chestia asta, pentru că Godzilla e din ce în ce mai mare de fiecare dată. 1984, 80 de metri Godzilla, ia păzia. Ia tot 80 de metri, 1989, ok, că stai așa cu capul în jos, ok. Sunt curios din anii 2000, bro, cred că din anii 2000 deja s-a făcut mai șmecheră, cred. Ia, păzea. Păzea că am avut dreptate. 100 de metri. Primii 100 de metri de Godzilla. Godzilla Heisei. 91 până 93. Ok. Uite, acolo e Statuia Libertății, să ne dăm seama. Ia, uite, asta e termonuclear Godzilla. Burning Godzilla 1995. 100 de metri, bro. Ia, bro, ia vedeți asta, mi-e că pe asta nu știam. Ia păzia, Space Godzilla 1994, bro, asta e insane. 120 de metri, Zilla Godzilla 120 de metri, bă, și vede, cred că aici e o eroare la clipul ăsta, băi. Unde are asta 120 de metri, mene? Asta are 120 de metri, bro. Ce e asta, men? Ce e asta? Ok. Aici ce se află, ia. Aici avem o Godzilla de 55 de metri, Godzilla din 2000. Godzilla 2000 se numește. Bă, fiindcă ăștia era, uite acolo. Mamă, uite un elefant, bro, care e elefantul. Deci, băi și fete, nu știu dacă ați văzut un elefant în viața voastră. Eu n-am văzut gen în viața reală, dar sunt gigantici, bro. Adică poate nu ți se pare așa drăguț, dar sunt gigantici. Ok, drăguți toți sunt, dar sunt gigantici. Asta vreau să subliniez. Mai departe, o avem pe Godzilla GMK, 60 de metri, bă, deci am început de la 80, parcă, și acum tot picăm. Vreau, adică am picat și acum ne ridicăm. Dar vreau ceva mai mare, bro, ia vedeți. Asta tot 60 de metri are. 55 de metri, Godzilla GXMG, 2001-2003, bă, du-te, bă, mai sus, ia, păzi, acum, ia. Ia, vezi-o pe asta. Am revenit la 100 de metri, băi și fete, Godzilla Final Wars, deci din filmul Godzilla Final Wars 2004, am revenit la 100 de metri. Haide, bro, du-mă sus! Du-mă sus! Ia vezi! Godzilla Legendary 108 metri, deci până acum 2014 ocupă locul întâi. Dar tare am impresia, vezi eu, că nu o să ocupe gen ultimul, cred că ultimul an nu o să ocupe ultima poziție, cred. 118 metri Godzilla Shin. Bro, asta e cea mai ciudată din toate, man. Ia, mini Godzilla. Ce e asta? Asta e mini Godzilla, nu? Godzilla Filius, 50 de metri. Ok, asta e, mamă, ia păzea. Acum vine gigantul, acum vine gigantul. Trineți-vă bine, fraților, ia vedeți. Bro, 300 de metri. E cât turnul Eiffel. Eiffel, cum se zice? Godzilla Earth. Bro, sincer, nu știu ce o să mai bată Godzilla asta. Fie vorba între noi, fraților. 318 metri. Godzilla Earth, bă, cam greu. Cam greu să o bați pe asta. Zic. Godzilla din 2019, 120 de metri. Da, deci... uitați acolo un avion cum arată. Ia. Na.
Godzilla Ultima 2021. 100 de metri. Mai avem ceva nebun? Sau ce s-a terminat? Ia, păzea. Na, ce e asta? Godzilla 2021. Și aici s-a terminat, fraților. Bă, v-am zis că nu o să fie ultima. Bamă, bro, deci Godzilla din cât? Din ce an? Stai. Din 2017, Godzilla Earth a fost cea mai nebună creatură de până acum. Dar hai să uităm și la alt videoclip. V-ați gândit vreodată, fraților, ce s-ar întâmpla dacă Godzilla s-ar bate cu alte animale de la noi de pe pământ? Și aici nu vorbesc de, după cum puteți vedea, cel mai mic animal din lume, care are 0,254 mm, ci vorbesc, uite, nu cu o muscă care are 1,5 mm, ci vorbesc cu cele mai gigantice animale din lume, bro. Let's go. Hai să vedem. Asta este un țânțar. Deci, voi vedeți cât de mare e țânțarul. Bro. Asta este... Ok, na. Ba nu. Aia era o furnică. Anti-o furnică. Moschito-i țânțar. Ia vedeți. Asta este cea mai mică broscuță. Bro, cât de micuță e broscuța. Vă dați seama, 7 mm. Gen, asta este o comparație cu cele mai mari animale, bro. Ca să vedem așa un... Uite și pești. Așa un fel de... Să ne dăm seama cu cine se bate Godzilla. Ok, și avem primul animal de un centimetru. Mai exact, o albină. Ia vedeți aici un... vampir. Un liliac micuț. Da. Ia uite, o gărgăriță. 3 centimetri. Cockroach. Nu mai știu cum se numește asta. Avem aici ciocănitoarea Uli. Butterfly, 8 cm. Ia vedeți, fraților, avem aici un o șopârlă de casă de 10 cm. Mama, avem astea. Mama, astea sunt astea de horror, 18 cm. Bă, voi vă dați seama cât de gigantice sunt astea. Deci 18 cm. Habar n-am, bro, cum să... Nu știu cum să vă arăt 18 cm. Dar e gigantic, bro. Chiar e gigantic. Asta este un șobolan. Frații mei, nu știu dacă am povestit aici pe YouTube, dar am avut atunci un șobolan în casă, da, și stau la etajul 4, deci nu vă întrebați. Când a deschis mama ușa, era pe scară și a intrat noi în casă. Bă, m-am căcat pe mine. Deci stăteam așa, fraților, stăteam în pat și mă uiteam, dar bă, șobolanul, și încep să țipi, ești nebun, am luat o rasnă, dar era un șoricel, nu un șobolan, un șoricel. Bro, a fost o mare, cum îi spune... Mare bătaie de cap să-l prindem. L-am prins în câteva zile. Dar frate, dacă văd un șobolan, eu mă cac pe mine de frică, ești nebun. Șobolanul e așa mai, așa, mai nașpa, dar un șoricel, mare chestie. Squirrel, 25 cm. Huntsman Spider, 30 de cm. Aoleu, aoleu, nu-mi place să văd paiangă de ăștia. Giant Stick Insect. Ia uiteți, ăla e, ia iepurașul, 40 de cm un iepuraș. Papagalul ăla gigantic, 40 de cm, știți. Pisica, 50 de centimetri. Da, deci mergem bine. Un câine. Da, deci aici, față, este înălțimea medie, într-un fel. Uite. Pig, 1 metru. A, cred că e lățimea, gen, nu? Da, cât de mari sunt. 1,1 metri. Că uite, ale ce mai înalt. Snow leopard, 1,1 metri. Pinguin, uitați-vă, 1,2 metri. Gen, cât de mari sunt. Ia, vedeți, cita, asta e puma? Sau care-i treaba cu ea? Asta este un grey wolf, 1,5 metri. O... cum zice? Un cerb. A, și ăsta e un om, normal. 1,75, da? Cea mai normală înălțime. Leopard, 1,9. Delfin, 2. Mamă, dar leopardul ăla, mamă, bro. Mamă, mă cac până dacă văd un leopard. Ursul grizzly, 2 metri. Zebra, 2,2 metri. Sunt curios dacă o să ajungem la sute de metri, bro. Adică la 10 o să ajungem imediat. Dar la sute nu știu. Uitați-vă aici. Ostrich. Peștele sabie. Da, peștele cu spadă. Ia vedeți că mergem altundeva. Este King of the Jungle, da? Leu. Tigru. Ok. Ia păzia. Leatherback Turtle. Am înțeles. Polar Bear, 3 metri, Jesus, bro. Terror Bird, 3 metri, asta e pasărea care dă teroare sau ce, că nu înțeleg. Yak. Mus. Andean Condor. Mamă, bro, boys, da, animalele astea, na, uite, Camila, 3,4 metri. Bă, ce-i ăla? Asta e un crab.
Mamă, bă, un paian gen ăsta, crab, bă, mă, cac pe mine dacă îl văd, mamă, ce m-am speriat. Rinocer, 4,5 metri, bro. Hipopotam. Blue marlin. Un elefant de din Asia, 5 metri. Un elefant african, 5,5 metri. Da, ia uite, deja o dăm cu Pteranodon. Da, deci ăsta este un dinozaur direct, da? Asta e un dinozaur. Girafa, 6 metri. V-am zis că nu e neapărat pe înălțime. Gen, cât de mari sunt așa, ce diametru au. Crocodilul, 6 metri. Pleacă-mă de aici. Woolly mamutul din Ice Age. Great White Shark, marele alb. Pitonul, 7,7 metri, un piton. Un vulture de ăsta argentavis. Paraceraterium. Anaconda, 9 metri. Da, deci cred că anaconda este cea mai mare șarpe de acum, fraților. Nu sunt sigur, dar cred că e cea mai mare șarpe așa, în medie. Ia vedeți, paraceraterium. Ia, mergem acum, uite, balena ucigașă. Mergem acum sub apă. 10 metri balena ucigașă. Balena rechin, 12 metri. Bro, o să ajungem vreodată la sute. Ia uite, l-am văzut pe Tyrannosaurus, 12 metri. Deci așa arată Tyrannosaurus pe lângă un om normal. Bă, ăștia n-au nicio șansă cu Godzilla. Bra, e o mare Godzilla. Pau, pau, așa a făcut cu ei, știi ce zic. Și băi, au fost toți. N-au, nu mișcă nimica. Nu mișcă nimeni. Hatzegopteryx. Ia vedeți asta. Nu știu dacă asta mai există, dar după nume nu cred că mai există. Avem aici Adita mai caracatița. Așa, după avem iar o balenă, nu? Humpback, balena humpback. Nu cred, frate, care vreun animal de aici a vreo șansă cu Godzilla, fie vorba între noi. Titanoboa, 15 metri. Holy shit. Megalodonul, 15 metri. Îi știm pe ăștia, da? N-avem nicio treabă. Balena dreaptă, 16 metri, right whale. Spinosaurus, 17 metri. Mosaurus, 18 metri. Acum, hai, zice că acum ar avea șanse. Începe, ok, nici ăștia, băi, mănâncă. Ce aveți, fraților? Sperm whale, 20 de metri. Bă, poate dacă ne-am bate cu Godzilla aia de 50 de metri, cred că cu aia, că poate 300 n-are ce să facă. Saurosopesidon, 28 de metri. Sauroposeidon, ok. Seismoraurus, 30 de metri. Așa, și aici gata? Mai trebuie să fie ceva. Balena albastră, 33 de metri, n-are o șansă. Uite, făceor, Lion's Mane Jellyfish, asta este o meduză gigantică de 36,6 metri. Și care e cel mai mare? Ia! Argentinosaurus, 40 de metri, l-omoară Godzilla. Superzaurus, 42 de metri, n-are nicio șansă față lui Godzilla. Și avem un vierme, cel mai gigantic vierme de 55 de metri, Bootlace Worm. Îl omoară Godzilla, șterge cu el de pământ. Ampokeliaos, 60 de metri, n-ai nicio șansă, frățiorul. Și aici s-a terminat. Bă, fraților, Godzilla, băi, de singura bătălie care, să zicem așa, ar fi interesantă, ar fi între Godzilla aia cea mai mică de 55 de metri și Ampokeliaos ăla, da, de l-am văzut la final. Dar în rest, băieți și fete, Godzilla distruge pe toți. Asta a fost evoluția lui Godzilla, asta a fost evoluția altor animale care, să zicem că dacă s-ar bate cu Godzilla ar fi zero. Eu am fost Marusiancu, v-am pa pe toți și vă urez o zi minunată. Pa, pa!